Vrei să stați până la final? Da, stau până la final. Pe cine ați vrea să mai vedeți pe scenă? Artiști mai de generația veche, Corina Chiriac, Angela Similia, da? Mirabela Dauer. Cum e atmosfera? Frumos. Pentru ce artist ați venit? Ei, nu am niciunul preferat. Și anii trecuți? Da, în fiecare an. Este frumos, este frumos. Cu ziua și cu dimineața. Ia să vedem, nu ne lasă nimeni jos, da? O dată în stânga, o dată în dreapta. Atenție, 1, 2 și 1, 2, 3, hai cu vară! Ia, vreau să aud acum pentru toți prietenii. Ne vedem la Cluj. Sper să o cânte. Nu? Faceți ceva să cânte. Ne vedem la Cluj neapărat. Ați fost și anul trecut? Nu cred. Nu. Prieteni, acolo în spatele tobelor este un domn care, să știți că nu este răcit domnul, este răcit copsă. Dar ce frumos zâmbești, așa nu te așteptai, nu? Foarte faină, n-am mai fost de ceva ani la Cernavodă și am simțit foarte multă căldură din partea publicului și nu avem ocazia să ajungem foarte, foarte des prin partea de sud a țării, dar de fiecare dată e o bucurie, lumea este caldă și ne primește frumos. De aici plecați mai departe? Da, ne întoarcem în Ardeal la Sibiu și apoi o să avem la Botoșani, duminică. Pe litoral? Pe litoral am fost deja odată și o să revenim în septembrie, la Constanța. Hey.
Cernavodul, noi îl știm din drumul nostru spre Constanța. Ați mai oprit vreodată aici, la Cernavodă? De oprit în oprit, dar nu am mai fost la modul chiar să vinim. În schimb, permanent ne-am dorit să fie la aceeași distanță Constanța cu Cernavodă. Este România, este o zonă frumoasă, am fost în zona asta, n-a fost o surpriză de proporții. Ne bucurăm că lumea nu uită de... și de partea asta culturală sau de pur și simplu de un pic de relaxare într-o perioadă de vară. Ce faceți în continuare? Mergeți pe litoral? Plecați spre alte zone ale țării sau în altă parte a Europei? Mergem spre nord, mergem în Bistrița, după care revenim în centru, Râmnicu Sărat, după care avem Republica Moldova săptămâna viitoare, după care avem Iași. Europa, diaspora, toamnă, primăvară, mai des. Și părțile mai estice, de regulă spre iarnă. Aș vrea să transmiteți un mesaj pentru cernavodeni și pentru toți fanii voștri din județul Constanța, care au venit, sunt câteva mii de oameni afară care vor să o vadă în această seară. Nu știu ce să zic, eu sunt sigur că toți oamenii care, pentru care contează ce aș spune, știu singur ce vor. Respectiv, am cel mai banal gând, fiți sănătoși. Sănătoși și ne căutați de procuratură. Asta cred că e o dorință bună. Cum vi se pare această seară și care e mesajul pentru cei care au venit aici în această seară? Cernavodă este liberă, Cernavodă este deschisă la minte, la suflet. Vin cernavodenii, nu în ultimul rând vin cei care au fost invitați, dar cei care sunt limitrofi acestei zone vin aproape în fiecare an, cel puțin de 4 ani de când știu eu, pentru că există mult spectacol, este bucurie, există suflet pentru tot ceea ce se realizează. Motiv pentru care noi suntem astăzi fericiți. Deci, să știu, uitați-vă, aseară, astăzi și până duminică va fi plin pe centru. A fost peste 3.000 de oameni aseară, sunt peste 4 peste, sau 5.000 peste, probabil. Peste 3.000 de oameni aseară, astăzi sunt și mai mulți și vom avea încă 2 zile probabil la fel de pline. Dacă o țineți-o și aseară, trebuie să lărgiți piața asta centrală. N-am înțeles. Trebuie să lărgiți piața asta de cealaltă, dacă o țineți. Este posibil, într-adevăr, dar începând de la anul, probabil o să ne mutăm în noua noastră piațetă frumoasă, în Via Verde. Și sperăm să facem acolo lucruri la fel de frumoase, dacă nu mai frumoase. Bun, care ar fi mesajul pentru cernavodeni cu ocazia zilelor orașului? 15 august este ziua Cernavodei, Cernavodenului este ziua noastră a tuturor. Ne bucurăm pentru cei care vin să ne viziteze, pentru prieteni și pentru toată lumea. Le spun la mulți ani cernavodenilor, dumneavoastră vă mulțumim că sunteți atunci noi și ce să vă spun, să fim răbdători.